Pace Domnului, scump frați și sărori, Pace Domnului, scumpii noștri ascultători, oriunde vă aflați, fie ca ziua de sabat, fie pentru fiecare din noi o binecuvântare. Cuvântul prorocului Ieremia, în plângere, capitolul 3, de la versetul 21. Iată ce mă gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag în nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, în lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Slavă Domnului că El este alături de fiecare din noi. Slavă lui că El ne iubește, ne binecuvintează, ne susține, ne dăruiește viață și sănătate. Și prin mila lui, noi suntem astăzi în viață, suntem sănătoși. Ne bucurăm că binecuvântările sale să revarsă din belșug asupra fiecărui dintre noi. Și am dorit ca în dimineața aceasta sfântă de sabat, ca să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Isus a spus, omul trăiește nu numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Fie ca cuvântul lui să ne povățuiască, fie ca cuvântul lui să ne învețe, fie cuvântul să ne mustre și să ne conducă pe fiecare din noi la locurile plăcute și dorite de fiecare din noi, locurile pe care Isus le pregătește. Vrem ca să citim dimineața aceasta din cartea lui Iosua. Iosua, capitolul 24. Vom citi câteva versete. Dar dumneavoastră puteți să citiți acasă tot capitolul, pentru că este un capitol deosebit în viața poporului Israel, în viața lui Iosua. Versetul 1 și 2. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpiteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpiteniile oștii. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Părinții voștri, Terah, tatăl lui Avram și tatăl lui Nahor, locuiau în vechi, în cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor Dumnezei. Iosua vrea să amintească istoria poporului. Dumnezeu prin el a vorbit și pentru popor era foarte important ca ei să amintească conducerea lui Dumnezeu în viața lor. Deci aici este amintit Terah, tatăl lui Este amintit Avram cum a primit binecuvântări de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că seminția sau sămânța lui va fi ca nisipul mării. Este amintit Isaac, este amintit Iacov, este amintit Egiptul, unde copilul Iacov au nimerit acolo în robie. Este amintit Moise, prin care Dumnezeu a eliberat acest popor din robie. Și în timpul călătoriei din Egipt spre Canaan, deci poporul a avut multe provocări. Sunt amintiți aici amaliciții Balac, este amintit Balaam care a fost chemat ca să blastime acest popor, dar Balaam a binecuvântat poporul de câteva ori pentru că Dumnezeu a pus binecuvântările pe buzele lui. Și Iosua, amintind această istorie, cum Dumnezeu a fost cu ei până aici cum i-a păzit și i-a binecuvântat. Și acum locuiți într-o țară unde voi n-ați sădit, n-ați construit. Dumnezeu v-a dat-o în dar. Spune Iosua următoarele cuvinte, versetul 14 și 15. Acum chemieți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri din de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri din de râu sau Dumnezeilor amoriților, al căror, în al căror țară locuiți. Cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce cuvinte deosebite! O hotărâre, o alegere pe care a făcut-o Iosua împreună cu familia lui. Și a fost un exemplu deosebit, un exemplu minunat pentru acest mare popor Israel. De deci, ce predica mea de astăzi ea poartă titlul Vei fi ceea ce alegi ca să fii. Ca o încununare, încununare a, a unei cariere de succes, Iosua a subliniat rolul lui Dumnezeu în istoria națiunii alese. El n-a uitat, el vedea în fiecare zi, în fiecare clipă, cum Dumnezeu lucrează în viața lui și în viața poporului. Dumnezeu întotdeauna a condus pe om, pentru că Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu este acela care l-a înzestrat pe om cu capacități, cu înțelepciune. De aceea omul care este înzestrat de Dumnezeu cu aceste deosebite calități, el trebuie să le folosească pentru binele lui pentru binele apropiaților lui, să-l folosească pentru slava lui Dumnezeu care ne-a înzestrat cu aceste capacități. De ce? Dumnezeu a pus în noi capacitatea de a alege. Dumnezeu a pus în noi capacitatea sau puterea voinței. Țineți minte, Dumnezeu a spus lui Cain, păcatul pândește la ușă dar tu să-l stăpânești. Dumnezeu a pus această putere, capacitate de a stăpâni și de a opri tot ce nu este bine. Dumnezeu a zis, alegeți cui vreți să slujiți. Și tot Dumnezeu spune, sfătuiește, alege viața ca să trăiești tu și copiii tăi. Cât de bun este Dumnezeu! Îmi place mult o expresie puternică din Duhul Profetic. Vom deveni ceea ce alegem noi înșine să devenim. Hans Anderson, el a spus, nici o țintă nu este prea înaltă pentru a putea fi atinsă. Dacă drumul până la ea va fi străbătut cu atenție și cu încredere. Un mare profesor în fața studenților, el a spus așa cuvinte, stabiliți-vă obiective care să merite a fi realizate. Veți deveni exact ceea ce v-ați propus ca să deveniți. Obiectivele înseamnă muncă, muncă intensă. Dacă vrem să obținem ceva în viață, trebuie să muncim. Cel care construiește o casă, el muncește ca să o facă. Și ne bucurăm când ea este gata, dar în urma aceasta este o muncă depusă. Cel care face o altă lucrare, în orice domeniu, fără o muncă intensă, nu se va primi. Omul trebuie să muncească. Și aici amintesc exemplul pe Thomas Edison. Îmi place acest personaj. Eu adesea am, amintesc și vorbesc despre el. El a avut un scop, un scop deosebit în viața lui, ca să inventeze, ca să inventeze ceva nou. Și el reușea ca să o facă, din cauza că el muncea. El muncea foarte mult. El singur a spus despre, despre el. 99% de transpirație și un procent de inspirație. Fiind încă copil, el foarte mult iubea ca să facă, să descopere niște lucruri noi. Citind o carte de istorie, el, o carte de chimie, el a iubit foarte mult acest obiect și a început ca să facă diferite experiențe în beciul, tatălui său. Fiind tânăr, el inventează o mașină de numărat voturile în Congresul American. Tânăr. I-a venit această idee. Fiind foarte tânăr, el inventează telegraful cu înregistrare. Lucra excelent. Și directorul îl cheamă, dorea ca să cumpere acest aparat deosebit. Și Edison se gândea, oare cât se ceară? 5.000 de dolari. După aceea se gândește că poate e mult. Mă opresc la 3.000. Când a venit în fața acestui comitet care au examinat acest aparat, le-a plăcut foarte mult. Și îl întreabă, tinere, cât dorești pentru acest aparat, la care Edison spune să cotiți dumneavoastră. Și atunci directorul zice tinere, 40.000 de dolari. Ei bine, vei fi mulțumit? Nu se oprește timpul aici. El merge mai departe. El inventează telegraful rapid. Și el în Anglia, Primește pentru aceasta 30.000 de, de lire sterline. La vârstă de 28 de ani, inventează telefonul cu fir și primește un gonorar de 100.000 de, de dolari. Apoi, el inventează gramofonul. S-au adunat toți lucrătorii la fabrică și nu puteau înțelege minunea, credeau că Dumnezeu s-a coborât pe pământ. Toți erau uimiți și minunați, scumpii noștri. Dar cu aceasta nu se termină. Și cea mai mare invenție a lui Edison, atunci când el a început ca să facă experiențe, ca să inventeze becul electric. Atunci, mulți savanți din Europa, din America, după multe încercări nereușite, au zis: Imposibil. Dar Edison a continuat și l-a făcut experiență după experiență. Se spune că în total aproape 10.000 de experiențe. Și în cele din urmă, în anul 1879, Becul arde. 45 de ori el a stat lângă el, privea atent, atent și se bucura când cele din urmă a reușit. El a muncit și a inventat lucruri de care astăzi omenirea se bucură. Iată ce a spus el. Să nu încetem, în a merge înainte, indiferent câte dezamăgiri întâlnim pe cale. Să nu ne lăsăm influențați de gândul că și alții au încercat, dar au suferit eșecul, ci să credem că întotdeauna este o soluție care trebuie descoperită. Cu părerii de rău, mulți renunță înainte chiar de a începe. Astăzi nu știu ce mai trebuie de inventat noi le avem pe toate una după alta. Dar vreau astăzi să vorbesc despre obiectivul principal pe care fiecare creștin, fiecare din noi, eu și tu, scum frate și soră, trebuie ca să îl avem și trebuie să-l punem în fața noastră. Îmi place mult obiectivul pe care și l-a pus în fața lui marele apostol Pavel. El spune următoarele cuvinte în Filipeni capitolul 3. Este un capitol deosebit. De la versetul 4 la 6 el spune: "Măcar că eu aș avea pricina de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult." Eu care sunt tăiat în prejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Iată, Pavel aici vorbește despre ce el a avut când era încă Departe de a cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Se părea că avea de, de toate. El în partea spirituală stătea bine și chiar spune că era fără prihană, după înțelesul lui. Dar iată ce spune el mai departe. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fără de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le, le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci El aici găsește ceva, ceva mai important ca orice în viața pe pământ. El îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Și în versetul 10, el spune despre Domnul Iisus, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Cât de mult El dorea, ca mai mult și mai mult să-L cunoască pe Domnul Isus, să cunoască bunătatea, să cunoască dragostea, să cunoască jertva care l-a făcut-o pentru toți oamenii de pe acest pământ. Apostolul Pavel nu a pierdut niciodată din vedere ținta vieții sale pe pământ și a căutat întotdeauna să ajungă la o cunoaștere profundă, o cunoaștere Personale a Domnului Isus Hristos. Pentru El, Isus, era totul. Deci, El a și spus: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De la versetul 12, aici în Filipini, capitolul 3, Apostolul Pavel spune următoarele. Nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrecut, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, spune Apostolul Pavel. O, ce cuvinte deosebite! Alerg spre țintă. Vreau să-L cunosc pe Domnul Isus. Pentru mine el este totul. Pentru mine el este salvarea, este iertarea. Pentru mine Isus este viața. Scum frați și sărori, scumpii noștri prieteni. Ce exemplu minunat, ce obiectiv minunat a avut apostolul Pavel. Cât de mult aș vrea ca acest obiectiv al lui să fie și al meu. Cât de mult doresc ca acest obiectiv să fie și al tău, scumpul meu frate și soră. De aceea, haideți să ne întrebăm, fiecare pe sine să se întrebe, Iisus Hristos este mulțumit cu obiectivul meu, cu ținta mea, cu cei ce eu am ales? Iisus Hristos este mulțumit cu viața mea, cu activitatea mea. Este mulțumit cu vorbirea mea. Este mulțumit cu slujirea mea. Este mulțumit. Un gând la care fiecare din noi să ne gândim și să ne dăm răspuns nouă personal. Haideți să facem așa, ca Iisus Mântuitorul meu să fie mulțumit de mine. Și atunci eu voi fi fericit, atunci Domnul Iisus va fi mulțumit. De aceea, haideți împreună astăzi, în acest sabat sfânt deosebit, să punem în fața noastră aceste obiective care le-a pus Iosua și Pavel. Iosua a zis eu și casa mea vom sluji Domnului. Fie că acest obiectiv să fie șal nostru. Casa noastră, care noi o iubim, familia noastră, copiii nepoții, soția, soțul, ei să fie acei care împreună noi îi strângem la oaltă și vrem ca să luăm hotărârea, Doamne, vrem să fim mai tăi. Vrem să-ți slujim ție. Vrem să fim apărați de aceste provocări care sunt astăzi peste tot. Vrem să fim apărați de pandemia aceasta care bântuie. Vrem să fim apărați de multe provocări pe care satana le aduce pe cale, de multe erezii care astăzi pătrund mai mult și mai mult în biserică și în inima multor creștini. Haideți ca noi să slujim Domnului conform acestui cuvânt care este scris. Și obiectivul Apostolului Pavel, să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui. Noi dorim cu toții ca să-l cunoaștem. Noi dorim ca să fim cu El. Noi dorim ca să cunoaștem acest, această bunătate, acest har înbelșugat acest, această dragoste fără margini, cât de bun este Domnul. Și vreau un gând la care fiecare din noi să ne gândim personal. Alege, alege să iubești, dar nu să urăști. Alege să zâmbești, dar nu să te încrunți. Alege să zidești, dar nu să dărâm. Alege să apreciezi, dar nu să bârfești. Alege să vindici, dar nu să rănești. Alege să oferi, dar nu să iei. Alege să acționezi, dar nu să amâni. Alege să ierți, dar nu să te răzbuni. Alege să te rogi, dar nu să disperi. Alege ca să slujești lui Dumnezeu. Amin ne rugăm Domnului. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, din toată inima îți mulțumim pentru bunătatea ta, pentru harul tău, pentru cuvântul tău care ne însuflețește, ne dă putere și curaj ca să mergi, să mergem înainte. Mulțumim pentru binecuvântările tale, mulțumim pentru sabatul sfânt și pentru tot ce faci tu pentru fiecare dintre noi. Doamne Iisuse, te rugăm ca să ne ierți pe fiecare din noi. Ajută ca noi să căutăm în viața aceasta lucrurile care au valoare. Tu ai spus Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ajută, Doamne, ca acest gând să fie și în fiecare din noi. Ajută ca să luăm hotărârea fermă care a fost luată de Iosua și de Marele Apostol Pavel. Eu și casa, da, casa mea vom sluji Domnului. Să-l cunosc pe el, pe Domnul Mântuitorul meu. Ajută ca aceste obiective să fie permanent în fiecare zi în viața noastră. Ajută ca să slujim cu credincioșie. Ajută ca să vorbim despre bunătatea ta, despre dragostea ta la oamenii care sunt în jurul nostru. Toți au nevoie de mântuire. Cine le va duce această veste bună a mântuirii? fă pe noi aceste canale prin care să reverși binecuvântările tale asupra societății. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.